Excelențele voastre, Your Excellencies, doamnelor și domnilor, Ladies and Gentlemen, fiți bineveniți, Welcome, în acest lăcaș de cultură, in this House of Culture, grație sprijinului primăriei Baia Mare, due to the support of the City Hall of Baia Mare, și a Teatrului Municipal, and of the Municipal Theater. M-am gândit, ce cuvinte aș putea folosi? I thought, what words could I use? Pentru a descrie Maramureș. In order to describe Maramureș. N-am găsit altele mai frumoase. I haven't found any other better. Decât cuvintele cronicarului. Than the words of the chronicle who said. Iubite cititorule. Dear reader. Dacă n-ai văzut Maramureșul, if you haven't seen Maramureș yet, te du acolo în nord. Please go there in the north. Și-l vezi. Și râde. And look at it, see it and laugh. Precum râde pruncul leagăn când aude glasul mamei. Like a newborn baby is laughing when he hears his mother's voice. Aceasta este cea mai frumoasă descriere care mi se pare mie. Sper să vă placă și dumneavoastră. This is the most beautiful description that I love. I really hope you'll enjoy seeing Maramureș as well. Gazda noastră, our host, Primăria Baia Mare, the City Hall of Baia Mare, prin domnul primar Doru Ioan Dăncuș, through His Excellency Mayor Doru Ioan Dăncuș, care are o deschidere admirabilă față de colaborare internațională, who has an admirable point of view and openness towards the cooperation from all fields, international and wide, și care îi mulțumesc încă o dată, to whom I'm thanking once again, îl rog să rostească cuvântul de bunbun. I invite him on the stage for his welcoming speech. Your Excellencies, doamnelor și domnilor, Your Excellencies, ladies and gentlemen, vă adresez un cuvânt de bun venit și în sala Teatrului Municipal Baia Mare. I'm welcoming you as well in the hall of the National Theater. După întâlnirea pe care am avut-o la sediul primăriei municipiului Baia Mare. After the meeting we have just had in the City Hall of Baia Mare. Și în care ne-am angajat să deschidem o cooperare între Baia Mare și statele pe care le reprezentați în România. In which we have engaged ourselves to open collaboration between Baia Mare City and the countries to which you are representative of. Am găsit de cuvință ca în onoarea prezenței dumneavoastră în cadrul Sărbătorii Castanelor. We found ourselves that you being here on the occasion of the festivity of chestnuts. Să vă facem o surpriză, sper eu plăcută. To offer you a surprise, I really hope it's a pleasant one. Și să vă aducem mai aproape de locurile dumneavoastră de baștină. And to bring you closer to the place where you are coming from. Printr-un program pe care l-am gândit și prin care să reflectăm cultura popoarelor din care veniți. Through a program that we have thought of, which is reflecting the culture of the countries you are coming from. Cultura este o punte de legătură și un deschizător de drumuri. Culture is opening roads, is a bridge between worlds. Drumuri pe care ni le dorim să le facem și să le avem cât mai solide. We want these roads to be as open as wide as they could be, solid. Să ajungem la parteneriate prin care to reach partnerships through which să dezvoltăm comunitățile noastre. We will develop our communities. Vă asigur de toată deschiderea autorității locale baimărene. I assure you of all the support of the Baia Mare authorities. Și vă considerăm de acum prietenii noștri. We are considering you our friends starting now. Împreună vom reuși să together we will succeed. Deschidem to open primele legături asumate între autoritățile locale, collaboration and cooperation relations cu statele din lumea arabă. With the states of the Arab world.
Să fie într-un ceas bun. Vă doresc vizionare. God bless. Thank you so much. I wish you a nice day and have a nice show. Ne vedem pe parcursul zilei la celelalte activități pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. We'll see together later on during the day with the other activities that were prepared for you. Îi mulțumesc și domnului Petrelicianu pentru această oportunitate. I thank Mr. Petrelicianu for this opportunity. Și așa cum am spus, Asociația Nord, and as I said, the North Association, a devenit un nod, had became the hub, pentru legăturile și relațiile dintre autoritățile băimărene și lumea din Statele Arabe. Had became the hub for the connections, cooperation between Baia Mare and the Arab states, which you are representing. Have a nice day. Thank you so much. And a nice show. Nu spun cuvinte gratuite. I'm not saying words for free. Dar la vârsta mea și la experiența pe care o am, but considering my age and my experience, am văzut multe. I've seen a lot. Am trăit multe. I've lived a lot. Și nu cred că greșesc atunci când spun, and I don't think I'm making a mistake when I'm saying, am fost impresionat de maturitatea și modul profund de abordare a domnului primar Dărâguș, atât la primărie, cât și în discursul de aici. That I have been completely overwhelmed of the professionalism and implication of Mr. Mayor Dărâguș, not only to the speech, but to the entire activities that he had prepared for us today. Thank him once again very, very much. Nu spun o noutate atunci când reamintesc că după venirea de la Facultatea de Istorie din Bagdad a fiului meu, Emmanuel, I'm not saying something new, but after my son returned from his history faculty of Baghdad, that he had graduated, cel care a fondat Asociația Nord pentru Cooperare și Integrare, the one who founded the North Association for Integration and Cooperation, nu mai știu, cred că 11 ani sunt, maybe 11 years ago, am înființat colecția Biblioteca Arabă. I had found the the collection of the Arab collection of literature, care se apropie de 50 de titluri de traducere din română în arabă și din arabă în română. Which is getting closer to 50 titles translated from Arabic to Romanian and Romanian to Arab. Pe parcursul acestei perioade am avut privilegii deosebite. Along this spirituale și culturale. Along this period, I had a lot of privileges, both spiritually and culturally. Mă voi referi la un singur aspect. I'm going to refer myself to a single aspect. Și anume acela că am avut privilegiu, which is the one that I had the privilege, de a edita și tipări, to edit and print, pentru excelența sa, Ahmed Abu Ghraib, for His Excellency Ahmed Abu Ghraib, Secretarul General al Ligii Statelor Arabe, the General Secretary of the Arab Leagues, una din primele personalități politice și diplomatice ale lumii, one of the first personalities worldwide diplomatically speaking. Grație sprijinului de care am beneficiat noi, Asociația, din partea Excelenței sale, ambasador al Egiptului în România, domnul Mayad Al-Dahir, we had been supported along this way by His Excellency Ambassador of Egypt, Mr. Mayad Al-Dahir, who is here with us. În urmă cu 2 ani, 2 years ago, Excelența sa a fost oaspetele României. His Excellency was the guest of Romania, and we are referring to His Excellency Ahmed Abu Ghraib here. Și a primit la cel mai înalt nivel, Ministerul Extern, prim-ministru de atunci al României. He was received at the highest level by the Minister of Romania at the time. Cărțile Excelenței sale, Ahmed Abu Ghraib. The books written by His Excellency Ahmed Abu Ghraib sunt, are, așa cum mi-au spus mie toți diplomații cu care am avut ocazia să vorbesc, the way all diplomats I had the chance to talk to have told me, adevărate cursuri diplomatice. Diplomatic courses. Ce frumos ar fi. How lovely it would be.
dacă în această lume tensionată, in this tensed world, am renunțat la încrâncenare și la ură, we would give up hate, și am lăsat diplomația, and let diplomacy talk, să-și facă rostul, rolul și meseria, and do its job as it should be done. Permiteți-mi să-l rog pe excelența sa, un ambasador al Egiptului, allow me to kindly ask His Excellency the Ambassador of Egypt, cu care pe parcursul mandatului domniei sale am avut o colaborare extraordinară și mulțumesc, with whom I had a great extraordinary collaboration during his tenure in Romania, and this is my occasion to thank His Excellency once again, să-mi adreseze câteva cuvinte, to have the floor for a few words. Dear Mr. Mayor Ivan Denkuş, dear Mr. Alexander Cristiano, Your Excellencies, distinguished colleagues, ambassadors, dear guests. Stimate domnule primar Ivan Denkuş, domnule Alexander Petericianu, excelențelor voastre, distinși ambasadori, colegii mei, stimați oaspeți. It is a real honor for me to be here today in the beautiful historical city of Baima. Este o reală onoare pentru mine să fiu astăzi aici, în acest minunat oraș istoric, Baia Mare. Attending this official event as a tribute paid to the culture and civilization of the Arab heritage. Fiind aici, la acest eveniment, ca un tribut plătit culturii și civilizației arabe și a ceea ce aceasta a lăsat lumii, a legacy given to the world of which not only I am proud of, but also honored and grateful to be part of. Ceva ceea ce s-a lăsat lumii, din care sunt atât de mândru că fac parte, sunt onorat în același timp. Distinguished guests, Your Excellencies, the launching of the books, My Testimonies, the Foreign Policy of Egypt during 2004-2011, and Witness at War and Peace, by His Excellency Ahmed Abul Bait, is one of the reasons of our gathering today. Dragi oaspeți, excelențele voastre, lansarea cărților Mărturiile mele, politica externă a Egiptului între 2004 și 2011 și Martor la război și pace, scrisă de excelența sa Ahmed Abul Bait, este motivul pentru care noi ne-am adunat astăzi aici. A fact that brings us together and honors the entire working life of one of the greatest diplomats from my country, Egypt. Fapt care ne-a strâns astăzi aici pentru a onora întreaga activitate a unuia dintre cei mai mari diplomați din țara mea, Egipt. Becoming the Secretary General of the Arab League requires not only a lifetime experience, but also wit, dedication, vision, talent, and love for people. Devenind secretarul general al Ligii Arabe, nu necesită numai experiența unei vieți, dar de asemenea dedicație, viziune, talent, dragoste pentru oameni și inteligență. In the Arab League, we are together facing the tremendous changes of the days we are living, so apparently easy, but in fact with their joys and sorrows, with their gains and losses. În Liga Arabă suntem împreună vedem schimbările dramatice ale zilelor pe care le trăim, atât de ușor aparent, dar în fapt trăim bucuriile lor, amărăciunile lor, cu pierderile și câștigurile lor. Through the continuous efforts of ANCI, the world came to know, thanks to the Arab Library Collection, some of the most outstanding and extraordinary writings of the Arab world. Prin eforturile continue ale ANCI, lumea a ajuns să cunoască, datorită colecției de literatură arabă, una dintre cele mai extraordinare scrieri ale lumii arabe. And that is what we are going to be part of tonight. Și asta se întâmplă acum. Vom avea în fața ochilor noștri, chiar acum, aceste lucruri expuse.
at this show that the actors from Bayamare Theatre are going to perform in a unique manner, exclusively for us. La acest spectacol pe care actorii din Baia Mare îl vor executa în fața noastră într-o manieră unică, special pentru dumneavoastră, și aș dori să le mulțumesc foarte mult pe această cale. And of course, we want to thank them for that. Și eforturile pe care acestea le-au depus. The language of poetry and literature is universal. Limba literaturii și poeziei este universală. Universality is not a matter of time, as you know. Universalitatea nu este o chestiune de timp, după cum știți. It's a matter of legacy and paying the tribute to all what our forefathers had created and been through. Este vorba despre a plăti tributul către ceea ce înaintașii noștri au creat și au fost și au făcut parte din. Loved and dreamt of. Au iubit și au visat la. Died and gave birth for. Au murit și au dat naștere. I am proud of being part of one of the greatest cultures of the world. Sunt atât de mândru să fac parte dintr-una dintre cele mai mari culturi ale lumii. And moreover, I am honored to have my brothers here, my colleagues. Și sunt foarte onorat să-i am împreună lângă mine pe frații mei astăzi. With us here, honoring not only the Romanian culture in its extent, onorând nu numai cultura română per ansamblu, but also the Arab culture, dar și cultura arabă. At the great initiative of the City Hall of Baia Mare, la inițiativa extraordinară a primăriei Baia Mare, His Excellency Mr. Mayor, a excelenței sale domnului primar, to whom we are thanking once again, că vei mulțumim încă o dată, for all his efforts and dedication towards the cooperation between our countries. Pentru toate eforturile sale și dedicarea către cooperarea dintre țările noastre. For the indestructible bridges that culture unites people through. Pentru podurile indestructibile pe care cultura le clădește unind oamenii între ei. And also to the power and meaning of the words that are rolling on papers and touching each and every one's soul. Și de asemenea și către puterea și înțelesul pe care cuvintele care curg pe hârtie ating sufletul fiecăruia dintre dumneavoastră. An homage to Arab culture from our Romanian friend, Mr. Persiciano. Un omagiu adus culturii arabe de către prietenul nostru român, excelența sa, domnul Petericianu. And to the great legacy this culture leaves behind requires a round of applause and gratefulness. Și pentru tot ceea ce cultura aceasta lasă în urmă, necesită o rundă de aplauze și multă mulțumire din partea noastră. Thank you for everything. Let us enjoy the moments of this magical evening. Vă mulțumesc foarte frumos. Să ne bucurăm împreună de momentele care urmează. Vă mulțumesc mult, Excelență. Thank you very much, Excellency. Pentru întreaga colaborare de care am beneficiat. For the entire collaboration that I am so honored and proud of. Permiteți-mi, dacă Dumnezeu va vrea, în timpul mandatului dumneavoastră. And allow me, if God wants during your tenure here. Poate reușim ca Santitatea sa, Papa Tavadros al II-lea, să viziteze România așa cum a promis. Maybe we will succeed that His Excellency the Pope will visit Romania the way he had promised to us. Doamne ajută. God bless. Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, pe parcursul existenței Bibliotecii Arabe. Your Excellencies, ladies and gentlemen, during the time of the existence of the Arab Library Collection, am beneficiat de un sprijin constant, pertinent și extraordinar. I had the support of a constant, pertinent and extraordinary de una dintre cele mari personalități ale culturii pe care Maramureșul îl are. Of one of the greatest personalities that Maramureș has. Om de cultură, om politic. A political man, a culture man.
Domnul senator Teodor Ardelean. Senator Teodor Ardelean. Domnia sa a fost moderatorul lansărilor noastre la târgurile internaționale Gaudeamus, aproape la toate turele antologii din colecția bibliotecară. His Excellency was moderating almost the entire international fairs where we have launched our books. Domnia sa este un orator admirabil. And he is an orator per excellence. Azi îl vădovim de talentul domniei sale. Today we will not exactly allow His Excellency to prove his talent. Datorită nevoii de a traduce. Because of the need of translation. Și nu vă ține mult în suspans pentru a putea urmări spectacolul minunat de care sper că vă veți bucura. And also not to keep your excellencies and you, dear guests, away from the magic of the show that is going to fall. Domnule senator, your excellency, Mr. Senator, please bucurați-vă de textul nostru. Thank you. Înțelegeți, frații români, și dacă doamna va traduce, vor înțelege și excelențele lor prezente aici, că exercițiile mele retorice la prezentările de cărți sunt de peste o oră și ceva. Aici nu avem decât un text scurt de 5 minute. Your Excellencies, dear guests, please understand that my exercises in oratoric speeches are like 1 hour lasting. Today it's only 5 minutes because of this text on this very paper that His Excellency the Senator will read to Your Excellency, and after which I will translate it on the spot. O să citesc integral pentru a putea înțelege și doamna translator va face la fel. În cultura universală s-a consacrat aprecierea că atunci când vorbim despre perioadele cele mai încărcate de sapiențialitate literară, distingem cu evidență și un capitol aparte ce poate fi botezat plastic, înțelepciunea arabă. Curente și autori, scriitori și filosofi, dascăli religioși și profeți, jurați și conducători de case de creație, și-au pus amprenta pe conținutul și stilul operelor, făcând împreună o imensă lucrare de traductologie generală, de la firul operei la fiorul sufletului. Produsul final fiind o construcție sofotropică, ceea ce demonstrează rolul imens al limbii arabe și al performerilor acesteia în competiția general-spirituală a lumii. O constatare identică găsim și în volumele Mărturiile mele Politica Externă a Egiptului 2004-2011 și Martor la Război și Pace, semnate de excelența sa, Ahmed Abu Al-Ghayt, secretarul general a Ligii Statelor Arabe și fost ministru de externe al Republicii Arabe Egipt, traduse de Dumitru Chican și tipărite în colecția Biblioteca Arabă la editura Baimareană Proema în anul 2020. O lucrare de referință, cu adevărat, care deasupra tuturor detaliilor, evident numeroase pentru situațiile complexe gestionate, are mereu norul acela protector care îi conduce pe cei aflați în misiuni juste și bine păzite de providențe cerești. Abu Al-Ghayt a demonstrat prin viața și activitatea sa că este un om puternic animat de iubirea de țara lui, pe care o consideră o construcție obișnuită dintr-un granit special în care au fost încrustate toate dinastiile faraonice, mereu de gardă la mersul vremurilor, precum despre vremuri de mult trecute și mărturisitoare vorbim mereu.
o enciclopedie vie, tulburător de bine ancorată, în toate orizonturile viețuirii și mai ales în verticalitățile unghiulare ale dăinuirii din societatea contemporană, marcată evident de multe evoluții și mutații radicale, dar din care întreaga umanitate contemporană a reținut una ca fiind de neocolit. Lumea și civilizația arabă, bazată pe acumulări și transformări notabile, a generat în graficul celor mai mari emancipări planetare și coordonata lumii arabe, scrisă cu litere arabe majusculate și cuantificată cu cifre arabe apte să măsoare uriașul salt făcut de oamenii deșerturilor spre civilizația viitorului, devenită deja actualitate. Îmi permit, după citirea operelor sale, să-l numesc pe excelența sa Ahmed Abu Al-Gheit, un mare performer al diplomației universale și un purtător permanent de expresie al celebrei deja înțelepciuni arabe, mereu identificată în cuvinte simple sau în gesturi cardinale ce schimbă destine pentru milioane de oameni. Bun venit în bibliotecile noastre, celor două cărți mărturisitoare și îndrumătoare pentru orice purtător de inteligență și rațiune, indiferent de punctele sale referențiale de pe mapa mond. In the universal culture, it's embodied that when talking about the most sapientiality literary load, one may distinguish a chapter which could be plastically baptized as the Arab wisdom. Currents and authors, writers and philosophers, religious teachers and prophets, juries and leaders of creation houses, they all leave their prints behind on the content and style of the writings, making together an immense work of general traductology, from the tiny thread of the opera to the shivering of the soul, so that the final product becomes a sophotropic construction which demonstrates the immense role of the Arabic language and of its performance in the general spiritual competition of the world. An identical approach could be found in the volumes My Confessions, The Foreign Egyptian Policy during 2004-2011, and Witness at War and Peace, signed by His Excellency Ahmed Abu Al-Gheit, Secretary General of the States of the Arab League and former Minister of Foreign Affairs, translated by late Ambassador Dumitru Kikan and printed in the Arab Library Collection at Proema Printing House from Bayamare in 2020. An iconic piece of work, which, above all details, of course numberless, for the complexity of the generated situations, it has always that protective cloud which leads all those who are in justice missions and well guarded by the heavenly providence. His Excellency Abu Al-Gheit had demonstrated through his life and activity that he is strongly animated by the love for his country, which he considers to be a usual construction made of a special granite, in which all dynasties of pharaohs were carved, always guarding the present moment, those tempi passati we always mention nowadays. An encyclopedia alive, so well anchored in all the horizons of life and mostly in the verticality of nowadays society, marked by so many evolutions and radical movements, out of which the entire contemporary humanity has retained one as being the most important one, the world and the Arab civilization, based on notable transformations which generate in the graphic of the biggest emancipations of the world, but the coordinate of the Arab world, written with capital letters and quantified with Arab numbers, able to measure the huge soul made by the people of the desert towards the civilization of the future, which is actually now. I allow myself, after reading his books, to call His Excellency Ahmed Abu Al-Gheit a great performer of universal diplomacy and a keeper of the Arabic wisdom, always identifies in simple words or in cardinal gestures, which are changing destinies for a million people. Welcome in our libraries for the two books,
leaders of the ones who are meant to read and guide us. Thank you. Vă mulțumesc mult, domnule senator. Thank you so very much, Your Excellency, Mr. Senator. Mărturisesc că aș fi vrut ca domnia sa să fie moderator. I confess that I would have loved, wished, wanted His Excellency to be the moderator of this show. S-a limitat doar la acest speech. But he had limited himself only to this speech. Și extrem de important. Which is so very important to us all. O chestiune extrem de interesantă, excelențele voastre, doamnelor și domnilor. An extremely interesting matter, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Sentimentală, aș putea spune. I might say and call it sentimental. În cărțile excelenței sale, Ahmed Abu Ghaid. In the books written by His Excellency Ahmed Abu Ghaid. Se vorbește foarte frumos de rolul pe care diplomația țării mele l-a avut. He speaks in a notable, extraordinary way of the role that the diplomacy of my country had had în ceea ce privește negocierile de pace după războiul din 73. Concerning the peace negotiation after the 1973 war. Excelența sa a avut contact cu România ca tânăr diplomat. As a young diplomat, His Excellency had contact with Romania. Și acest lucru îmi umple sufletul de bucurie. And this is something which fills up my soul with joy. De fapt, cei care vor citi cărțile, in fact, the ones who are going to read the books, vor vedea ce înseamnă nuanțele diplomatice. Will notice the diplomatic nuances. Abilitatea pe care numai un diplomat o are, the ability that only a diplomat owns, pentru a ajunge acolo unde dorește țara pe care o reprezintă. In order for his country to reach the point as it should be. Domnul senator a atins un lucru extrem de interesant în opinia mea. Mai multe, dar eu mă refer la unul. His Excellency Mr. Senator during his speech, he touches something which for me is very important. Ne-a vorbit despre înțelepciunea arabă. He talked about the Arab wisdom. Vă mărturisesc. I confess to you. Că am avut privilegiul. I had the privilege. De a vizita casa înțelepciunii din Bagdad. To visit the Wisdom House of Baghdad. Acolo unde Harun al-Rashid. There where Harun al-Rashid. Prin 40 de traducători. Through 40 translators. Au tradus operele grecești. Managed to translate the Greek operas in Arabic. Iar noi europeni. And us the Europeans. Le-am cunoscut prin traducerile din arabă. Come to know them through the Arabic translations. Este încă un motiv pentru a face o plecăciune în fața culturii și civilizației arabe. One more reason to go in front of culture and civilization of Arab. Astăzi este o mare sărbătoare. Today is a great fiesta for our city. Prezența excelențelor voastre dă un plus acestei sărbători. The presence of your excellencies adds value and a plus to this celebration. Și pentru că astăzi trăim într-o lume încrâncenată și plină de intoleranță. Because today we are living in a world full of intolerance. Vă rog să acceptați să urmăriți un spectacol pentru suflet. Please accept and watch this spectacle for the soul. Să lăsăm toate grijile. Let us leave everything behind, all the worries. Și să ne plimbăm în fascinanta lume a muzicii și poeziei arabe. Let us have a walk in the fascinating world of music and poetry belonging to the Arab world. Înainte de spectacol, permiteți-mi să vă mulțumesc încă o dată excelențelor voastre. To thank you once again, Your Excellencies. Să mulțumesc domnului primar. Thank you, Mr. Mayor, once again. Să mulțumesc mult președintelui ANCI, doamna Cornelia Petrician. To thank to the president of ANCI, Mrs. Cornelia Petrician. Membrii ANCI aflați în sală. Members of ANCI, which are here present in the hall. Mohamed Shawki, venit din Egipt. Mr. Mohamed Shawki, coming from Egypt. Gianu Ion de la București. Gianu Ion from Bucharest. Și dumneavoastră tuturor pentru prezență. And to all of you for your presence. Să călătorim în fascinanta lume a poeziei și muzicii.
Let us travel in the fascinating world of poetry and music. Thank you very much. Îmi cer scuze. Agenda unui ambasador este mai complicată și mai bogată decât credem noi, cei care nu știm. Nu știm cu adevărat ce înseamnă diplomația. Încă câțiva colegi ambasadori, a excelenței voastre, au dorit să vină. Agenda este așa cum este. Domnul ambasador al Arabiei Saudite a ținut să trimită un mesaj. Îngăduiți, vă rog, doamna Lori va citi acest mesaj. Because the agenda of an ambassador is extremely full, with unexpected moments sometimes, we have here a message on behalf of His Excellency the Ambassador of Saudi Arabia, to whom I'm asking your permission to read. Dear Mayor of Baia Mare, Mr. Iwan Dawudakush, dear organizers and collaborators, I would like to extend my sincerest congratulations to you and your team for organizing the upcoming launching event for the Arab ambassadors in Baia Mare. This event is a wonderful opportunity to strengthen ties and promote cultural exchange within our community and Romania. I also want to express my deepest gratitude for the invitation to attend this significant event. It would be a piece of pleasure. It would have been, I'm sorry, a pleasure to be part of this event alongside my esteemed colleagues. But unfortunately, I express my regrets for not being able to attend as my country's National Day celebration will take place on September the 23rd, 2024. I look forward to hearing about the event and to remain engaged in future initiatives that culture cultivates our relationship. Thank you once again for your dedication and effort in bringing the Arab community together in Baia Mare. Best regards, Dr. Mohammed Abdul Ghani Hayat, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia in Romania. Stimate domnule primar al municipiului Baia Mare, domnul Ioan Tâncuș, stimați organizatori și colaboratori, aș dori să vă adresez cele mai sincere felicitări dumneavoastră și echipei dumneavoastră pentru organizarea evenimentului de lansare al ambasadorilor arabi Baia Mare. Acest eveniment reprezintă o oportunitate minunată de a consolida legăturile și de a promova schimbul cultural în cadrul comunității noastre și a României. De asemenea, doresc să-mi exprim profunda recunoștință pentru invitația de a participa la acest eveniment valoros. Ar fi fost o plăcere să iau parte, alături de distinții mei colegi, dar cu toate acestea îmi exprim regretul că nu pot fi prezent din cauza sărbătoririi Zilei Naționale a țării mele, care va avea loc pe 23 septembrie 2024. Aștept cu nerăbdare să aflu despre desfășurarea evenimentului și să rămân implicat în inițiativele viitoare care cultivă relația noastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru dedicarea și efortul dumneavoastră de a aduce comunitatea arabă împreună la Baia Mare. Cu cele mai bune și deosebite gânduri, Dr. Mohammed Khayat, ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în România. Mulțumesc! Mulțumim excelenții sale, îi mulțumim și prietenului nostru Rafat Fayed, director al Mare Cotidian din Egipt, Mr. Rafat Fayed, director of a great newspaper of Egypt, care a venit de la Cairo la Baia Mare, who came from Cairo to Baia Mare especially for this event. Și acum, spectacol. And now, the show.
Irak. Psalmul lui Iov de Badr Sakir Asayab. Mărire ție, Doamne, oricât de crude ar fi încercările la care mă pui. Slavă ție, oricât ar fi de înaltă culmea durerii la care mă sui. Fii ridicat în culmea supliciului pe care mi-l dăruiești, Doamne, drept binecuvântare. Precum vierul dăruie trecătorilor ciorchinii de struguri, să-i fie umbră, să-i fie zâmbet, să-i fie muguri. Tu mi-ai dat vrajă, Doamne, dar cum pot să-ți mulțumesc eu ție pentru bunătatea cu care mă acoperi și roaie? Oare huma mulțumește picăturii de ploaie? Ori se răzvrătește pulberea și își pune pecete când o dăruiești cu buze arse de secete. Iată, zilele trec, se duc lunile, se scurg clipele, însângerându-mi rana, precum doar mușcătura nemărginirii poate s-o facă. Și rana nu se vindecă și nu poate să treacă nici la crăpatul de zori. Nici măcar noaptea nu-mi dăruie lecuirea prin moarte, ci strigă Iov: mărire să ai, Doamne, cu toate acestea, parte în parte, între tine și mine. Căci și mi-ai dat rană botezată cu vorba iubire, strânsă la piept, precum numai șoldul iubitei poate fi dezmiertat. Darul pe care numai tu mi l-ai dat și-l primesc, Doamne, dă-mi-l, nu-l mai ține la tine. Îmi voi obruji, Doamne, rănile, bubele, țipetele și voi striga celor ce vor veni la mine. Luați seama voi, voi, la sângele stăpânei neizbăvitei. Ele sunt sângele și carnea iubitei. Beți dintr-o acesta cu toții și frângeți lipia hrană, vindecare de rană. Primiți cu nesațiu cerul și elele, până în clipa în care vor pieri în străfunduri de neființă sorii și stelele. Selecție din lirica yemenită. Rugăciuni de Abdul Aziz al-Makalih. O, Doamne, la Tine-mi caut adăpost împotriva diavolului din mine, împotriva diavolului strecurat în sufletul acestui popor, în gândurile prietenilor. Diavolul dușmanilor, neștiutor al iubirii,
La tine caut adăpost și scăpare de nesomnul stelelor rotitoare. De frica pe care munții au adunat-o la piept, de neliniștea din cugetul oamenilor din această țară, care s-a refugiat în memorie. O, Doamne, prea grăbit te-ai îndepărtat de la mine și la fel de înfrigurată mi este căutarea de tine. Juvaierele nefericiriți le pun în căușul palmelor, legate cu șnurul durerilor care mă sugrumă de la prima clipă a nașterii. Am încercat, am dorit, am putut să dansez, să fiu zeu, să fiu piatră, să fug și să șterg urmele numelui meu, ori să-l alung din cartea numită a facerii. Bahrein, mai sus decât de Kasim Haddad, în patul ridicat mai sus decât norii, somnul nu mai există. Somnul este atât de mic, precum mărunți suntem noi, cei de pe creste în care patul aflat mai presus decât norii, în care somnul se preface în ploaie, nu mai există. Acolo, în alte vremuri, făceam copii după bunul plac, desenându-i, pieptenându-i, îmbrăcându-i în straiele lor, dezbrăcându-i pe moliciunea acestui pat mai înalt decât tot ce este înalt, ne învățam pruncii arta primilor pași și ei cădeau, precum oamenii beți. Copiii înșiși erau îmbătați cu un lapte mai gustos decât ploaia. În patul mai înalt decât norii, unde somnul se contrage în sine, nu ne mai atinge nimic. Acolo a fost să zămislim, contemplând din josul nostru cum plouă. Iordaniană, tot căutând iubirea, poetul cerșetor. De Mustafa Wahbi Altal Arab. Între suspin și geamăt, aducerea aminte. Mai mult decât o viață poți vețui tăcut. Și din căușul palmei îți sorbe amărăciunea ca să-ți plătești răbdarea de a vețui în trecut. Dar ce preț are viața cu ale ei zorzoane, când inima îți este de piatră și de frig? Și mă întreb, când ochii nu văd nimic în cale,
ce noi mă au toate? De ce mai ard și strig? Să rătăcești în taină pe drumuri necălcate în care cresc sălbatec doar muguri scuturați. Ce noi mă toate au? Când ura și credința îți stau în drum, fiindu-ți și călători și frați. Gazele speriate ți se feresc din cale, pierdute prin coclauri. Doar una a rămas, gazela cu ochii negri, abia mijiți luminii. E draga? Nu e draga? Să faci ori nu popas. E ea, dezmerdătoarea cu degete de aer, verset plouat din ceruri ca mana pe pământ. Ispită străvezie în care se adună întreaga învolburare a zbaterii de vânt, înveșmântându-mi firea cu șure nerostite, turnând în jur un soare. Ce zid înferecat, că pentru un fulg de viață m-aș da chiar rob vieții și gata sunt iubirii ca să plătesc zacat. Din vers în vers agale, din șură în altă șură, litania se scurge pe mine încet, încet. Și visul din prejurul, litania o naște. O văd, este casită, e chipul de poet. Dar știi că e dat vieții să afle ce-i minciuna, făcând din suferință și drum și început. Din toate rămâne numai drumul ca un abur și din noianul clipei doar timpul neștiut. Și atunci toată calea se face amintire. Iar noi, iubind, ne-ntoarcem la noimă și fire. Și în drumul suferinței, cu pieptul ars de dor, tot căutând iubirea, poetul cerșetor. Egipt, un acrobat la circ, de Ahmad Abdel Muti al-Hijazi. În lumea asta prea plină
plină de păcate, singurul lucru care ți se cere este să nu greșești. Ori să nu trăiești apucat. Dacă o singură dată trupul îți zboară prin aer prea repede sau prea leneș, o singură dată rămășițele trupului tău se vor împrăștia pe pământ. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în această seară, la acest spectacol, sau poate într-o altă seară, la un alt spectacol, poate de circ, luminile se vor împuțina în penumbră, iar spectatorii vor ovaționa într-o singură voce. Îți vor ovaționa apariția în scenă, sub conul reflectorului orbitor, asemenea cavalerului, care își salută cetatea, așteptând în tăcere ovațiile, tu mergi drept către primul odgon, drept, salutând încă o dată cu palma, așteptând, aclamați, pașii ritmați de tresărirea ca de puls a iubirii, capitelul uriaș al tumultului. Iar spectatorii te vor îndemna urlând: haide, haide, încerce odată! Oare în care noapte va fi săvârșită greșeala mult așteptată? Trupul, pradă a aventurii și friții, mâinile dintr-o dată năpădite de viață, zburând sau încremenind ca sub o răsuflare a morții, asemenea zvârcolirii de șarpe, urale sălbatice, cântece albe, cântece negre, bălurind pe oceanul scânteietor al arenii, pe oceanul de gheață. Iar tu, cu o singură mișcare, nu, cu fiecare mișcare, dăruiești o frântură de artă acelor oameni amuțiți înaintea pieirii. Numai tu, nestăpânit, te arunci de la o coardă la alta, fugi către alt punct în spațiu, înainte de a ajunge la primul odgon. Și atunci, pe chipurile spectatorilor, frica se preface în voluptate și milă, vibrând împreunate la unison. În ce spectacol, oare, se va petrece greșeala definitivă, care te așteaptă undeva, ne așteaptă pe fiecare undeva, acolo, în întunericul circului, precum nestăpânita pasăre de prada nopții, sclipitoare ca penajul păunului, fascinantă ca privirea de șarpe, suplă și mlădioasă ca tigrul, majestuoasă, îndindu-ți marele salt de gerat, invizibilă, așteptând prăbușirea. Iar tu, năpădit de neașteptate, de aducerea minte, încep să pierzi socoteala pașilor de o nuditate superbă și irepetabilă ca regretul. Și încep să plutești îmbătat de tăcere, dându-i tării trapezul și dându-i tării corzile, toate vibrânde precum degetele arcașului.
din lirica somaleză. Acasă, de Varsan Shire. Nu-ți părăsești casa natală decât dacă prin nu știu ce împrejurare nefastă casa aceasta s-a transformat într-o gură de rechin sângeros. Nu fugi înspăimântată spre graniță decât dacă orașul întreg a plecat într-acolo împreună cu ceilalți vecini care aleargă mai repede și vezi băiatul care în altă vreme te-a sărutat orbindu-te în umbra din spatele fabricii vechi. Poartă acum o armă mai lungă decât trupul lui filiform. Pleci de acasă doar când casa devine loc de primejdie. Nu pleci de acasă dacă casa însăși nu te alungă. Tălpile arzânde ca pe jar, sângele fierbinte, în pântec. Ceva la care nu te-ai fi gândit niciodată. Până în clipa aceea în care ai simțit lama cuțitului pe grumaz. Dacă valul tău nu trezește răscoala mării, dacă pânzele tale se înclină în fața vântului, dacă în larg cârma nu stăpânește apa, dacă valul nu mai nasc spumă, dacă strigătul tău nu este mai puternic decât oceanul, cum vei putea să aduci zărilor libertatea? Dacă nisipul tău este mereu mișcător, dacă îți ferești fruntea de razele soarelui, dacă oprindu-te, nu mai știu unde te-ai oprit, dacă sudoarea ta nu udă cu sevă ogorul, dacă din noaptea ta nu se naște o zi, cum vei mai stăpâni mirajul care ți iese în drum? Dacă palmierul tău nu poate rămâne drept, dacă rodia nu are culoarea sângelui tău, dacă migdalul tău a uitat să mai înflorească, dacă măslinul nu-și mai hrănește frunzele verzi, dacă trandafirul nu-și mai arată spini, cum vei mai semăna vise în ogorul tău hrănitor? Dacă mâna ta nu știe să-ți arate cu dregetul ridicat drumul, dacă piatra ta nu este mai puternică decât marmura, dacă vulcanul tău nu doarme acoperit de cenușă, dacă amurgul îți orbește lumina, cum vei mai putea trăi primăvara? Dacă nu știi să mergi cu spinarea dreaptă, ca o pădure aflată în marș, cum vei mai naște noile stari?
Selecție din lirica cuveitiană. Scurmând prin răni mai vechi, de Abdulaziz Saud al-Babtain. Scurmăm prin răni pe care s-a așternut o coajă de vreme. Dar de ce din taina rănii ne surâde timpul? Și te întrebi atunci din nou și iar. De ce nu pierde amintirea? Sunt fără doar și poate cântările prin care s-a potolit revolta. S-a înțelepțit iubirea, iar noi, răniții venii, ne-am contopit în cosmos. Am dănțuit cu visul și-am priceput noi oamenii ce este paradisul. Ne-am bătat speranța că în vrajă și în descântec ne vom preface în milă, în dragoste și în cântec. Scurmăm prin răni ocrămâs, dar ce aflăm sub crusta pe care ai pus-o tu? E doar o scânteiere a sângelui pe care l-ai condamnat sub coajă și ai scris deasupra. Nu. Că nu vor mai fi bune cortegiile vremii decât plăcându-l picur care ne-a rănit. Dar am simțit departe, prefigurat în șoaptă, o voce de gazelă. Și orixul arab mi-a murmurat: ia seama, în rana ta e noaptea, din care ai luat ființă ca om rănit și slab. Și rana e amintire, memorie și vreme. Iar jertfa ție, prieten, îți este rugăciune. Ridică-te, fii plantă, fii balsamul timpului, neîngenunchiat de lene. Zâmbește rănii tale, acesta ți este hram. Asur Bashir al-Tuaibi. S-a așezat în fotoliul străjuit de perete. Prin geam se vedea deșertul, parcă trăgând să moară. Pentru ce? S-a întrebat. Pentru ce lumina nopții este atât de palidă și de ce scorpionul i-a intrat prea devreme în casă? Picături de sudoare se scurgeau spre glezne și cartea de istorie avea mirosul fetit de mucegai. Și a spus: spiritul celui temător e îngust. Inima celui care se teme e strâmtă. Totul ruginește. Se acoperă de cocleari. Totul devine lichid. Numai blestematele nisipuri din jur nu se sting niciodată, strecurându-se pe porțile orașului purtate de arcurile simunului, să aducă semnul singurătății eterne.
Djibouti, în bucuria zilei noi, de Abdurrahman Waberi. O carafă plină cu apă pentru curățenia ritualică. În căușul văi uscate bucuria zilei care începe. În germinația foșnitoare a timpului, nimic nu e al meu în afară de credința în puterile Creatorului. El, paznic și păstor al zilelor mele, trimite în dar, până la ceasul cel de pe urmă, când noaptea se va face lumină. Thank you.
tatar. El de Muhammad bin Puteis al-Meri. Mi-a scrisoare să mă gătesc de cale și să merg. Și am mers, călăuzit de dor de țară. Și plin de teamă, acum că drumul e lung, am tot grăbit spre locuri de popasuri, gândind că n-am putere să ajung. Și păsări prădătoare îmi dau ocol, stând parcă să-mi mai întețească rana. Oh, de-aș fi rămas cu drumul una, din lacrimă să-mi fac și trup și hrană, spre a rămâne în locul care mi-a dat trup și loc să fiu și acum și întotdeauna. Acolo, acolo unde am învățat că viața se scurge și se trece în nimic. Acolo unde drumul își sfârșește orbecăirea într-un sâmbure de stea. Acolo depărtarea nu mai arde. Acolo este rădăcina mea. Selecție din lirica libaneză. Vidul ca vin de Unsi Al-Haj. Vocea ta era o colină, o colină acoperită de ape. Luntrea noastră era cenușie, pământurile noastre secătuite, făcliile noastre prefăcute în stânci. Ne înșelam unul pe altul în toate clipele vieții, în toate lucrurile, spunându-ne bună oară că marele vid este vin, că nisipul este aur și grâu. Învățam doar pentru a învăța, pur și simplu. Adoram vestigiile doar pentru actul în sine al adorației. Ne ascundeam pentru unica bucurie de a ne ascunde. Apoi, ai venit. Am aruncat numai o privire fugară asupra ceea ce lăsasem în urmă. Vocea ta a țâșnit precum apa unei fântâni arteziene și lucrurile au luat o lagoană. Tu te-ai prefăcut în apă, te-ai prefăcut în ploaie și timpul a coborât pe costișă la vale asemenea unui păstor singurat. Oarecare de Mohamed Benis. De mine apropie-te, corpule, fără teamă. Corpul tău aparține suspinului tău, la hotarele unde se sfârșesc deliciile iubirii. De corpul tău apropie-te, corpule, și privește-te. Mâinile, picioarele cum se desfac și se dizolvă. Țipătul tău ți este început și sfârșit. Ramurile, lujerii, hohotele de râs în gâtlejul eternității. Nu-ți fie teamă de această dezintegrare, corpule, ci gol, arzător, apropie-te de lumina ochilor mei. Adăpost
îți vei găsi în furtuna biruinței mele asupra ta. Triumfal când cu limba atingi franjurii norilor nimbați de rămășița incendiului. Fii pentru mine spic și leac împotriva serii care aduce neființarea. Sad al Hamzani. O virgulă, străduindu-se noaptea întreagă, să afle două fraze pe o pagină albă. Alege. Tu și eu, un singur tot, care gândește de două ori în același timp. Identitate. Ploi nesfârșite, mărunte, colorate, virile, captive cu părerea de rău a căderii în uscăciunea covorului. Lacrimi în formă de ploaie. Palestina. Și zboară porumbei și porumbei coboară de Mahmud Darwish. Zboară porumbei, porumbei coboară, dă-mi înapoi pământul să-mi fie loc de masă, dă-mi înapoi pământul să-mi fie pat și țară. Și porumbei zboară și te iubesc, țărână, mai mult decât odihna. Coboară porumbei spre locul de popas. În răsăritul amplu din care mi te arăți, sunt fructe dulci și cântec, iar asfințitul tău se lasă foc de aur să-mi dăruie. Să-mi dăruie deodată și vrajă neîncepută, și voce, și de scântec. Suntem ai tăi. Când umbra ca în marmură se taie, scurgându-se în sine. Și atunci îmi fac din suflet un colier și-l pun podoabă pentru gât, pentru gâtul ce nu-l îmbrățișează decât acel ce știe. Și atunci este pace în lume, și atunci îmi este bine. Și te văd atunci. Ești cer ce mi se arată gol, ca lacrima de strug. Ești matca născătoare a primului talaz și ești în străinare. Îmi ești și rod și mugur și te iubesc, fiindu-mi și început și moarte, și râs de veselire și plânse pe obraz. Se înalță porumbeii și porumbei coboară. Suntem într-o iubire ca două voci legate pe același colț de buză. Ea este
Eul, unul, ci Eul este ea. Și amândoi suntem căldură, ci suntem flacără și spunză. Atunci când focul din ființa noastră tresare în întuneric, ci se preface în stea. Intrăm în vis atunci și visul mi se prelinge încet, de parcă s-ar ascunde, să nu-l vedem. Și când iubita îmi adoarme, atunci stau visului de strajă, s-alung atâta noapte cât am trecut înainte ca printr-un zid de vrajă. Să aleg din zile ca pe un trandafir doar clipele înalte și zbor în nadir. Din lirica emirateză, limbaj secret de Dabia Camis. Pielea femeii păstrează memoria buzelor care au sărutat-o. Bletele femeii visează la mâna care le-a despletit. Mâna femeii visează sudoarea bogată a palmei pe care a strâns-o. Buzele visează fierbințeala sărutului. Genunchii visează fiecare la dezmierdarea pierdută. Sfârcul visează la nesățioasa sărutare încrustată pe sfârc. Gâtul visează la nesfârșitele brațe înlănțuite. Inima visează că bătăile sale discută cu bătăile altei inimi. Picioarele se visează pășind alături de cele ale amantului. Brațele visează brațe prefăcute în leagăn înainte de somn. Ochii visează limbajul tainic care nu mai are nevoie de cuvinte rostite. Urechea își visează numele șoptit de imaginația celui devenit el. Iar când seceta mușcă pământul, râurile visează la revărsarea primăvărată. Sudan, un trup de Sadiq al-Radi. Un trup de pasăre între buzele tale respiră cântece. Crudă lumină ți zvorăște din ochi, lumină crudă, lumină nudă. Ar trebui să inspiri dintr-o dată întreg orizontul spre a te smulge din somn. Ar trebui să deschizi fereastră după fereastră. Ar trebui să sprijini verticalitatea tuturor zidurilor. Dar mai bine las alfabetul să vorbească în locul meu. În vreme ce ating ușor
doar cu vârful limbii puntea dintre mine și lume. Las gândurile să asculte toate legendele de pretutindeni venind ca o rugă, pe când eu însumi mă înalț pe aripile vântului către vârfuri de munte. Pentru ce țintesc atât de departe? Și care este distanța între cuvintele mele și mine însumi? Ce se află acolo? Un trup mai cuprinzător decât propriul trup. Un trup îmbătat de dorință. Un trup sfărâmat de puterile vântului. Selecție din lirica sultanatului Oman, din Odaie la Cafenea, de Saif al-Rahbi. În fiecare dimineață când mă trezesc, întreaga lume mi se deșteaptă sub tâmple. O lume de creaturi ciudate și gemete care parcă mă rod până la oase. Ies din odaia care atunci îmi pare o peșteră plină de leșuri, sorbindu-mi indiferentă cafeaua. Mă uit la propria-mi ceașcă, parcă ar semăna cu un șar. Făcându-și siesta într-o chindie fierbinte de vară. Și cuget. E ultima cafea pe care o mai beau în orașul acesta. Dar dimineața mă zorește din urmă și trebuie să plec, strecurându-mă încă o dată printre războaie și săruturi fugare, a căror aromă urmează să o cunosc abia după câteva veacuri. Algeria. Soare bagiocorit de Tahar Jaou. Oare cu ultimele lacrime albastre vom da uitării visele duse unul după altul spre eșafod pe urmele greșelilor noastre? Va trebui să dăm uitării toate ținuturile pârjolite de soare, acolo unde buzele nu se tem să rostească numele mamei, acolo unde ne căutăm credința nețărmuită. Uitare. Ah, uitarea aceasta, în pământul acesta în care crește trupul poet. Soarele se ridică spre valul purificării. Aici, aici, lângă templul zidit din suferința poetului, a poetului paria, a poetului care niciodată, știu, își cere dreptul. Dreptul la soare. Siria. Lecția de artă plastică. De Nizar Cabani. Fiul meu îmi pune înainte culorile și mă roagă să desenez o pasăre pentru el. Înmoi pensula în culoarea cenușie și închipui conturul unui pătrat cu bare verticale și ivăr masiv. Dar asta este o închisoare, îmi spune copilul surprins. Tu nu știi să desenezi păsări? Cer iertare, spunându-i că nu mai știu cum anume arată o pasăre.
Copilul își aduce creioanele colorate și îmi cere să desenez pentru el o mare. Eu aleg un creion cu mină mobilă și desenez un cerc negru. Dar, tată, acesta este un cerc negru, îmi spune copilul. Nu știi că orice mare e albastră? Ascultă, copile. De când mi-au furat undița, nu mai știu culorile mării. Copilul îmi pune în fața lui caietul de desen și vrea să-i desenez un spic. Iar eu, luând creionul obișnuit, desenez cât pot de bine un revolver. Spre pirarea copilului pe care îl lămuresc. Altădată știam deosebirea dintre spicul de grâu și un revolver. Știam cum arată o bucată de pâine și trandafir. Dar în vremea aceasta metalică, când arborii din pădure au fost înrolați în armată, când trandafirul are petale de leopard, în vremea aceasta spicelor în armate, a păsărilor purtătoare de arme, a culturii armate, nu mai pot să cumperi o bucată de pâine în care să nu se ascundă un revolver. Nu mai poți culege un trandafir în care să nu se ascundă un revolver. Nu mai poți frunzări o carte din librărie fără teama că ți va exploda între degete. Copilul se așează pe marginea patului și îmi cere să recit un poem. Iar eu îi răspund: când o să crești și tu unde ajungi, când vei citi tot ce se socotește mai bun în literatura arabă, vei pricepe că lacrima și cuvântul sunt soră și frate. Vei pricepe că poemul arab este ca o lamă tăioasă care ți se prelinge pe deget. Și copilul, punându-mi în față toate culorile în ulei, îmi cere să desenez pentru el o patrie. Cu mâna tremurândă iau pensula și izbucnesc în hohot de plâns.
ce ating nu se mai ia. Alo, ya shiraz nur, ya skona, ya
și rajlor mi-ați coneau le-aiam xor. Ulish hadam zvor. Ulish hadam zvor. بيه الدنيا يا بابا زلقت بيه الدنيا وزاحتهم خبرون تيهتيني عاري عليك بابا يا بابا الحبيب والله ما ننساك والله ما ننساك يا بابا وانا افتح رجال بابا يا بابا كان ندين مولا لمن يا بويا يا بويا شو حالين شكين الله Hi.